Există viață după divorț. Există. Există. Diana Munteanu e primul exemplu. Da. Cum să nu existe? Atât timp cât suntem în viață, sănătoși oricum am fi, există viață. Zi-mi, am citit bine în ziar? Pe unde ai citit, Ionut? 10 minute a durat? A fost rapid? Fără probleme? În sine, cum să spun, o semnătură, da, a durat chiar mai puțin de 10 minute. Dar... să spunem că ne-am dorit de mai mult timp, doar că a durat mai mult până s-a materializat acest lucru. Dar este bine când totul se termină cu bine și când începutul este frumos pentru ambele persoane care au hotărât să facă acest pas. Pac. Înțeleg că există începuturi noi și frumoase pentru ambii. Și pentru tine și pentru Ilie. Din ceea ce am citit, da, și din ceea ce știu, da, fiecare sfârșit poate să reprezinte un nou început. Și de fapt am considerat că de cuvință să facem acest pas atunci când am văzut că avem un alt viitor separat, iar viitorul a fost ceea ce ne-am dorit. Acum ceva vreme, atunci când ai fost aici la Prietenii de la 11, te întrebam dacă există posibilitatea vreunui happy end, ce o împăcare între voi, și atunci erai încă nesigură. Care a fost momentul la care ai fost sigură că nu o să te mai împaci niciodată cu Ilie? În momentul în care am aflat că el și-ar făcut viața și cochetam și eu cu gândul acesta, chiar în urmă cu un an și ceva, dar nu a fost să fie. Și m-am bucurat foarte mult că a reușit să găsească o persoană care să poate să îl facă să spere și să-și dorească să trăiască o nouă tinerețe. De ce răzbări? Diplomat, așa? Nu, eu chiar așa văd lucrurile. Viața? Există cineva în viața ta acum? Încerc și eu să-mi refac viața. Oricum, viața merge înainte, cu bune și cu rele. Acum nu știm ce ne rezervă viitorul fiecăruia dintre noi. Dar, bineînțeles că nu o să stau și eu pe loc și voi spera că poate să-mi fie mai bine decât singură. Pentru că dacă stau să dau timpul înapoi de la vârsta de 19 ani, eu am avut doar relații de minim 7 ani. Nu sunt o persoană în care să spun și să mă laud cu relații de scurtă durată. De obicei, când fac o alegere, o fac pentru o perioadă îndelungată și nici nu știu cum ar fi să fiu singură. Perioada în care am fost singură a fost o perioadă nefericită din viața mea. Nu-ți place să ai singură? Am fost singură un an de zile după ce a murit soțul meu, dar situația a fost foarte aiurea pentru că în perioada am și avut foarte multe probleme. Am fost singură și pentru că așa a fost situația să fie. Nu știu cum este să trăiești singur. Nu știu cum este, știu doar cum este să trăiești în viață de cuplu. Pot să spun că anul trecut am fost mai mult singură decât în viață de cuplu. Dar acum. Acum încerc să-mi refac viața. Încerc și eu să merg mai departe. Există cineva în viața ta în momentul de față? Există, bineînțeles, există. Nu m-am ascuns niciodată din momentul în care am știut că Ilie încearcă să-și refacă viața și a găsit o persoană potrivită și este fericit. Am făcut și eu acel pas și încerc să văd dacă mă potrivesc sau nu cu persoana aceea și dacă o să rămân împreună sau nu. Asta numai Dumnezeu poate să... Da, este persoana despre care da, am este, citit exact. Presă... Este asociatul meu și el a fost alături de mine în niște momente în care doar Dumnezeu a fost alături de mine. Eu sunt singură aici în București. Familia mea este în Timișoara. Eu în urmă cu 8 ani de zile am făcut pasul acesta și am lăsat prietenii, am lăsat familia și am venit aici în București pentru căsnicia, relația și căsnicia care a fost 8 ani de zile. Dar nu am avut ocazia să-mi fac foarte mulți prieteni aici pentru că așa a fost situația. Eu sunt o persoană care trăiesc în simbioză cu partenerul și mă dedic în totalitate și am doar prietenii din copilărie care i-am lăsat în Timișoara și foarte puține prietene. Uite cum este Denisa, prietena mea cu care avem proiectul cu bijuteriile, așa. Și am ajutat. Este foarte bună prietenă și este un om extraordinar de corect și vreau să spun că m-a ajutat foarte mult să trec peste aceste momente din ultimele 3 luni. Pentru că am avut, cum să spun, am avut ziua ocupată, mi-a ocupat ziua, cu lucruri foarte frumoase, cum ar fi acele bijuterii minunate, unde eu îmi petrec cam 3 ore pe săptămână. În primul rând să-mi bucur sufletul, 2 la mână sunt un client acolo și 3 la mână ca să promovez acel loc minunat. Și îl am pe Corneliu alături, am copii,
de aici, de exemplu, mă duc să iau pe Sara de la școală. Și a început și școala și trebuie să-mi dedic o oră, două pe zi pentru teme și muncesc. Știu că e foarte devreme să te întreb lucrul ăsta pentru că, na, divorțul abia s-a pronunțat, dar mai crezi... Chiar ieri. Da. Te-ai mai căsători? Dacă ai, ar fi o cerere în căsătorie, evident. Eu nu cred în relația de cuplu, în concubinaj și, bineînțeles, atunci când voi considera că persoana de lângă mine este bărbatul potrivit, voi face acest lucru, pentru că sunt creștină și pentru că cred în taina căsătoriei. Alături de fostul meu soț, nu am avut ocazia ca să oficiez în fața lui Dumnezeu o căsătorie și noi nu am fost căsătoriți decât civil. Mi-am dorit mult acest lucru. Dar partenerul meu actual are aceeași credință și aceeași religie cu mine și este mult mai ușor în cazul în care voi considera că este persoana potrivită sau poate va considera și el. Adică nu sunt doar eu cea care face alegerile. Într-un cuplu întotdeauna trebuie să fie de ambele părți. Deci nu depinde doar de mine, poate. Nu sunt eu femeia potrivită pentru el. Și mai vedem nu e vorba de cerere. E vorba că, în primul rând, ca să faci acest pas, trebuie să te potrivești, să știi că persoana de lângă tine este o persoană de bază. Te poți baza și în momente rele. De exemplu, eu am dorit să fac acest pas de a mă despărți de fostul meu soț, pentru că am trecut prin niște momente foarte nasoale pentru mine, capitale aș putea să spun. Am fost diagnosticată cu cancer, cu tumori, 3 tumori și am fost să mă operez într-o țară străină și acolo m-am trezit singură pe un pat de spital, deși mi-aș fi dorit ca persoana în care am considerat eu și Ilie, m-am bazat eu, să spun, pentru care am lăsat și orașul meu și prietenii și absolut toți și am venit aici în București, să fie alături de mine. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și în momentul acela mi-am dat seama că nu am ce să caut acolo unde sunt și poate Dumnezeu mi-a pregătit un suflet la fel de bun ca el, pentru că au fost foarte multe momente, 7 ani de zile foarte frumoși, dar orice început, din păcate, are și un sfârșit și uneori nu este chiar până ce moartea ne va despărți. Dar eu sunt foarte fericită pentru că el a găsit o persoană poate mai bună decât mine și mai potrivită pentru el decât mine. Eu sunt și o persoană mult mai, cum să spun, am un caracter mai vulcanic. Asta, din păcate, nu a putut nici măcar faptul că m-am pocăit, cum se spune, să schimbe încă din mine. Și a fost un impediment în ceea ce înseamnă nu numai relația noastră, ci și imaginea pe care am creat-o în... în acest mediu, în presă, în media. Și lumea de foarte multe ori, deși am spus adevărul, pentru că mie îmi place să spun adevărul, poate n-am știut să-l spun într-un mod frumos, poate am aruncat cu pietre când nu a trebuit să arunc, când poate ar trebui să fiu doar eu cu Dumnezeu, iar eu am făcut publice niște lucruri care pe el l-au deranjat foarte mult și asta a creat o prăpastie între noi. Să zicem că asta ar fi regretul tău, nu vis-a-vis de... Eu nu am regrete, doar că am un caracter destul de vulcanic și... Ai reacționat așa, la furie. Și asta nu am putut să schimb până acum, în 41 de ani, și din păcate nu știu dacă se va schimba. Lucrul care a stat în calea liniștii noastre eterne sau până ce moartea ne va despărți, da. Dar din ce am înțeles, are o persoană liniștită lângă el care îi va oferi exact ceea ce a lipsit alături de mine. Să fiți sănătoși, în primul rând, pentru că asta este cel mai important lucru. Da, sănătatea este cea mai importantă, pentru că, uite, eu am avut, din păcate, ocazia în anii trecuți de 2 ori să trec prin 2 momente capitale în care am stat între viață și moarte, se poate spune. Am fost, în urmă cu 2 ani, am avut și o embolie pulmonară, 30% dintre persoane mor și am avut un plămân în infarct și am fost din nou singură. A fost doar fetița mea alături de mine. Când nu ai sănătate, nu ai nimic și ajungi să-ți faci o retrospectivă a vieții în care îți analizezi prioritățile și ți le schimbi. Pare că pentru tine e chiar un nou început. Îți mulțumim că ai venit astăzi la Prietenii de la 11. Cu drag! Brigitte Sfăt ne-a povestit despre cum a trecut, iată, printr-un divorț și peste divorț. Un nou început. E o nouă zi, n-are rost să-ți pleci, lasă-ți grijile. Hai cu mine, nu trebuie să fim pozitivi. Da, domnule. Eu sunt un pic bolnav la cap. Da, asta e partea a doua. Vreau să trec la mode.
Pardon? Mă înțelegi? Da, da, ui. Mă înțelegeți, da? Mă înțelegeți, sper. Vreau să vă spun doar atât. Iubi